Dragi frați și surori, dragi și stimați credincioși, e sărbătoare. E sărbătoarea cea mai mare a tuturor creștinilor. Este învierea Domnului. Toți creștinii, într-un glas, se îndreaptă astăzi, ori în aceste zile, spre bisericile lor, pentru a-L întâmpina pe Iisus, Cel care biruie moartea. Pe Iisus, Cel care învie din morți. Este sărbătoarea sărbătorilor. Pe toată suprafața Pământului, Biserica Romano-Catolică se află acum în sărbătoare. Îl întâmpină pe Cel care este lumina lumii, care este calea, adevărul și viața. Și noi, cei de la Iași, împreună cu Preasfințitul Iosif și Preasfințitul Petru, împreună cu toți preoții noștri, ne apropiem de biserică, de catedrală și ne oprim pentru a aprinde lumânarea lumânărilor, aceea care îl vestește pe Iisus, Cel care biruie moartea și este viu. Ne bucurăm să știm că începem celebrările sfinte cu această lumânare, lumină, Cel reprezintă pe Iisus, care este lumina lumii, care este bucuria noastră. Sunt fericit să pot participa și eu, mai ales la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii și a Sărbătorii Învierii, personal. Încă o dată la această măreață celebrare, la acest moment sacru. De multe ori am auzit și am proclamat împreună cu preoții și credincioșii noștri lumina lui Hristos spusă în drumul nostru spre altar. De multe ori am ascultat precunium pascal, imnul de laudă al comunității creștine catolice, în care ne exprimăm toată bucuria că Cel care ne-a iubit și ne iubește e acum la noi, aici, e lumina noastră, ne cheamă la altar. De multe ori am spus și noi cu frații ortodoxi la celebrările noastre, veniți și luați lumină, dar nu orice lumină, lumina lui Hristos. Suntem așadar fericiți că și anul acesta ne este dat, 2024, o asemenea bucurie, ca peste tot, să fim împreună și să-i cântăm lui Iisus imnul de preamărire, El fiind lumina lumii, lumina noastră. Ne bucurăm să știm că toți creștini, de la cei mai mici, de la copii, tineri, familii, oameni în vârstă, să știm că ei se îndreaptă, cum o făceau întotdeauna spre biserică, să se lumineze, să se îmbrace în lumină, să se bucure cu Iisus și să cânte Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Mă bucur și eu, după această lungă perioadă de slujire, cerându-i lui Dumnezeu
să primească toate gândurile noastre bune. Mă bucur să trăiesc aici, în inima diecezei noastre, lângă Preasfințitul Iosif și Preasfințitul Auxiliar Petru, această măreață sărbătoare a Învierii lui Iisus. Sărbătoarea Luminii, pentru ca Iisus vine la noi să ne ofere trupul și sângele său și lumina cea veșnică pe care a adus-o din cer pentru noi. Cu această sfântă și fericită ocazie, vă rog să-mi permiteți să întreb spre fiecare înalt preasfințiți, episcopi, preoți, confrați, colegi, tuturor slujitorilor altarilor, persoanelor consacrate, creștini din toate părțile, prin radioul nostru RCS FM, prin mijloacele de comunicare ale internetului și prin alte ocazii, într-o coboare strânsă și sfântă, ca să spunem tuturor bucuria noastră și să le urăm tuturor o sărbătoare fericită. O sărbătoare care să rămână întipărită în inimile noastre pentru mai mult de un an, pentru totdeauna. Și să-i spunem lui Iisus, rămâi cu noi, Doamne Iisus. Rămâi Tu, Cel care ai biruit moartea, Cel care ne-a adus lumina, Cel care ne aștepți să te întâlnim în slava cea veșnică. Rămâi cu noi, întărește-ne, sprijină-ne și binecuvântează-ne. Îți mulțumim, Iisuse, Tu care ești lumina lumii și lumina noastră, că ai rămas și rămâi cu noi și ne chem ca să ne umplem de bucuria mântuirii Tale. Spun tuturor, Hristos a înviat, Hristos e în mijlocul nostru, El este lumina noastră. Amin.